Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre proiectul eCoin. În acest video voi arăta cum transferăm banii din balanța curentă în balanța de depozit. La fel vreau să spun câte ceva despre acest proiect, de ce trebuie el de promovat în viitor. Poate să ne aducă permanent un venit bun, pentru că este balanța de depozit care ne aduce procentul lunar, în dependență de suma care o avem în această balanță. Deci, este balanța curentă, la mine era altfel, după înregistrare, voi când faceți înregistrare, ce primiți 1000 euro, 1250 de monete, deci depinde cât de operativ sunteți, pentru că dacă începi să faci invitații în primele 24 de ore, cum ați făcut înregistrare, pentru un referral puteți primiți nu 1000, dar 1750 de monete în prima zi, adică în primele 24 de ore. Trebuie în start, cum ați făcut înregistrare, să primiți, să luați linkul de referral, să începeți să invita cu șvărăt, să vedeți că nu spun povești. Dacă intrăm la referral tranzacții, deci bonusurile care le-am primit, de la început. Vedeți, la început primeam câte 1750 pentru referral. Era o problemă că pentru referal neverificat se dădeau 50, dar pe urmă ei s-au verificat și s-a clarificat această situație. Vedeți, 1750, 1750. Pe urmă deja început să se dea câte 1250, dar încă nu era trecut 24 de ore. Pe urmă deja se dă 1000 de monete, deci pentru referral, să vedem după dată. Deci e 14, dar eu am făcut înregistrare pe 12. Azi la noi e 16, în 4 zile am adunat în jur de 160.000 de monete. De ce, cum am spus, am oia cât e startul, trebuie activ de invitat persoane pentru a acumula cât mai multe monete. Deci valoarea monetelor care le voi putea vinde la cel mai mic preț, de pildă, este în jur de 320 de dolari. Deci în 3 zile în jur de 300 de dolari. Acum uitați-vă cât vor costa prețul lor dacă, de pildă, în proiecție vor înregistra în jur de 1 milion de persoane. Ca atare, proiectul are ca scop să se promoveze, să se răspândească cel puțin în 100 de milioane de oameni, dar e varianta ideală care este descrisă în white paper. Acest document va fi anexat la acest video în descriere, deci o să puteți să-l studiați. Și aici ea merge vorba de, vedeți, ei planifică cel puțin 100 de milioane să fie, dar în ideal 1 miliard de oameni. Deci o să citiți atent. De ce unele proiecte nu se pot dezvolta, care este problema și aceste probleme ei vor să le realizeze, să le rezolve în proiectul eCoin. Deci o să studiați. Acum noi transferăm banii de aici în alt cont. Uitați-vă la mine. După ce faci înregistrare, în balanță o să fie careva curentă sumă. Deci poate să fie ori 1000, ori 1250, depinde cât de operativ și activ începi să invita. Și ați intrat în cont. Deci 1250. Trebuie să apăsați pe acest buton. Pe urmă apare așa ceva, o pagină, în dependență de ce nivel aveți. Aici o să fie procentul la care îl puteți da. Toți care încep de la 10%. Pe urmă nivelul 2, pionier, are 11%, nivelul 3, la care sunt eu, inovator, e
12% pe urmă este nivelul 4 revoluționer, dacă nu greșesc, are 13% și ultimul nivel este vizionare, are 15%. Deci, plasați cifra care o aveți în balanță, aceasta, în spațiul acesta, deci 1250 am scris și apoi am apăsat butonul acesta. După ce ați făcut acest lucru, apare așa ceva că cu succes balanța s-a transferat în contul curent, în contul de depozitare. Și în final a devenit 0, care este și acum. Deci 0. Acum, despre nivelul, deci sunt nivelul 3 și aici se vede. Trebuie să fie e-mailul verificat, aici câte persoane aveți direct invitate, iar aceste persoane direct, dacă ei tot îi invită, dar explicați la persoane că trebuie și e foarte bine de a invita, pentru că aveți și de la ei ceva bonusuri. Deci am 235 de persoane nivelul 2. Personal 78 și cu 235 ies, mai sunt 5 care nu s-au confirmat. Deci ei au făcut click-uri, dar n-au terminat înregistrarea. Deci 240 cu 78 iese 318. Acum, dacă vreți să vedeți despre nivele, apăsați aici. Unde este primul nivel, ce posibilități are, a doilea faci next, pionier, ce el permite și așa mai departe fiecare nivel. Inovator, revoluționar și vizionar. La fel vă recomand să intrați și la strategii. Ca să vedeți ce se propune. Și tot așa pe continuu sunt 6 informații care trebuie să le cunoașteți. Mai intrați peste tot. Aici ia puteți să invitați persoanele care le aveți în baza de e-mail-uri cu e-mail-ul care s-a făcut înregistrare. Eu deja am făcut acest lucru. Aici o să fie un buton care invită persoane, faceți toți pașii și le ajunge la fiecare contact un mesaj pe e-mail de invitare, unde dacă persoana citește și înțelege ce se propune în acest proiect, vă face înregistrare după linkul vostru. Pentru început cam atât, deci depozitul sau contul de depozitare este acesta, deci de aici eu am transferat încoace, ce ne dă acest lucru? Deci, să cotiți că aveți 160.000 de pildă pe lună, care vă aduc procente, deci aveți 160.000 de monete. Dacă sunteți la nivelul 1, de pildă 10%, mulțumesc la 0,1 și 1. 16.000 de monete lunar de pildă în plus o să vină în cont. Acum când proiectul se dezvolta așa ca să fie mai mult de 1.000.000 de oameni, prețul de pildă o să fie $1 pentru 10 monete. Deci dacă împărțim la 10, se vede că undeva 160.000 de monete poate să vă aducă în jur de $1.600 pe lună. Deci este un fel de investiție care poate să fie destul de profitabil dacă aveți monete în balanța aceasta. Deci acum, ca să aveți mai multe monete, vă recomand să faceți invitații. Deci eu în 4 zile practic am făcut doar din invitație, fără investiție, așa o cantitate de monete. Acum, dacă se va continua cu același timp, închipuiți-vă peste o lună câte monete o să fie aici.
sau mai târziu. Deci, cam atât ce am vrut să spun, nu mai bine.